Dacă vezi această fată lângă casa ta din Minecraft, trebuie să te ascunzi cât mai rapid. Salutare băieți și fete, numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou episod creepy de Minecraft la mine pe canal. Astăzi, fraților, vom încerca un nou mit creepy, deoarece acum câteva zile am încercat un mit creepy și am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult și am zis să continui această serie. Dacă mai vreți să testăm mitul creepy, apăsați acum butonul de like și lăsați și un comentariu ca să știu și eu părerea voastră. Ei bine, fraților, astăzi vom testa unul dintre cele mai vechi mituri care există în Minecraft. Nu sunt 100% sigur, s-ar putea să vorbesc prostii, însă cred că este al doilea mit după mitul lui Herobrine, pentru că știți că mitul lui Herobrine e cel mai vechi mit din Minecraft, adică e primul mit horror care a existat vreodată în jocul ăsta și s-ar putea ca ăsta să fie al doilea. Este vorba despre Samara the Lost Girl. Nu știu dacă ați auzit până acum, poate unii ați auzit, poate unii nu. Chiar dacă este al doilea mit după Herobrine, nu este și al doilea la popularitate, pentru că nu este chiar atât de popular. Însă mitul acesta este despre o fată care vine la casa ta din Minecraft și te întreabă unde este. Și tu, în momentul în care ea deja a apucat să te întrebe unde este, ești mort, adică nu ai ce să răspunzi. Dacă v-aș da să vă zic gen ce să răspundeți, nu știu ce să răspundeți, pentru că cică ești mort dacă se întâmplă chestia asta. Însă, fraților, haideți să aflăm mai multe despre mitul ăsta și să vedem ce informații am reușit să culeg de pe Minecraft Creepypasta Wiki. În cazul în care nu știi site-ul ăsta, este site-ul oficial cu creepypasta-uri din Minecraft. Acolo găsești tot felul de chestii ciudate în jocul ăsta. Hai să vedem care-i treaba. Mitul lui Samara. Hai să citim chestia asta. Deci, este vorba de Samara, după cum v-am zis, o fată pierdută. Ascultați chestia asta pentru că e ceva super, super creepy. Mitul Samarei / mitul fetei pierdute din Minecraft. Mitul Samara, the lost girl from Minecraft, este unul dintre cele mai vechi mituri care bântuie acest joc. Da, fraților, este foarte, foarte vechi. Nu există nicio informație clară. Deci astea, fraților, sunt informații traduse de pe site-ul Minecraft Creepypasta Wiki. Dacă cumva există greșeli de traducere, na, vă dați seama. Nu există nicio informație clară despre originea acestei fete. Unii spun că a avut o legătură directă cu Steve, poate a fost iubita lui, poate a fost sora lui, însă nimeni nu știe. În ceea ce privește originea ei, sunt doar speculații. Dar un lucru care nu este o speculație este apariția ei în joc. Aceasta a apărut prima dată în anul 2014, fraților. Efectiv în 2014, când eu aveam 90 ani, depinde în ce lună a apărut. Eu în 2014 existat o perioadă când am avut 9 ani și Samara a apărut pentru prima dată în jocul Minecraft. În perioada aia, singurul mit popular din Minecraft era Herobrine. V-am zis, fraților, gen, nu știu dacă a fost fix al doilea, am văzut asta pe TikTok undeva, la cel gen, era un TikTok de ăsta, cele mai vechi mituri din Minecraft și era și Samara asta pe aici. Nu știu neapărat dacă a fost al doilea, însă a fost vechi, asta contează. Așa că foarte multe persoane au fost șocate să vadă videoclipuri / imagini pe internet în care jucători normali de Minecraft au găsit această fată care cere ajutor pe lumea lor. Gen, cere ajutor în legătură cu locația unde se află. Tocmai de aceea, foarte mulți au fost sceptici și au zis să încerce pe pielea lor să vadă dacă Samara există. Mitul Samarei, The Lost Girl from Minecraft, este unul foarte simplu și chiar este, frate, adică am văzut și eu niște imagini și niște declarații de-astea despre Samara asta și mi s-a părut cel mai simplu mit din Minecraft, auziți și voi aici. Tot ce ai nevoie pentru a invoca pe Samara sunt niște sign-uri de lemn și un village. Da, frate, ați auzit foarte bine. Tot ce avem nevoie sunt niște semne și un village. După cum puteți vedea, avem aici village-ul, da? Și avem aici și niște sign-uri. Hai să citim ce trebuie să facem cu astea. Bun. Trebuie să mergi în acel village și să alegi o casă în care va urma să o invoci pe Samara. Mergi la acea casă și pune pe ea un sign unde o să scrii Samara come here, gen. Eu am văzut și mai multe variante în care scriai pe chat nu știu ce, dar asta am găsit așa că asta facem. Fix așa, fără nicio schimbare. Deci Samara virgulă come here. După ce ai făcut asta, sparge tot din interiorul casei ca să rămână goală. După asta, mergi la fiecare casă din village, în afară de casa unde vrei să o invoci, și pune un semn cu X. Deci, într-un fel,
În cazul în care nu v-ați prins, fraților, trebuie să alegem o casă unde se va spamuna Samara și după mergem la fiecare și punem un semn cu X, într-un fel, gen casa asta este eliminată sau ceva de genul, în cazul în care nu v-ați prins. Ok. Samara trebuie să știe unde o chemi. După ce ai făcut chestia asta, îndepărtează-te la minim 100 de blocuri de casa Samarei. Așteaptă să se facă seară, iar când soarele o să apună, o să observi că acea casă se va schimba și va deveni un coșmar. Deși că casa se schimbă, nu o să mai arate așa cum o știm noi. Și înăuntru o vei putea vedea pe Samara, care o să te întrebe unde se află în momentul de față. Dacă ai noroc, ai câteva secunde să fugi, dar odată ce a dat ochii cu tine și te-a întrebat unde se află, ești ca și mort. Deci da, fraților, ăsta este mitul Samarei. Bun, am vrut să văd dacă filmez chestia asta. Haideți să-i dăm drumul. Haideți să ne luăm armura asta de Iron, Doamne, ajută să fie totul bine, și să începem mitul. Deci, fraților, o să facem totul ca la carte, pentru că o să facem fix cum scrie în carte. Deci, prima dată, mergem și găsim o casă care va fi simbolul, gen, adică unde trebuie să o găsim pe Samara. Haideți să găsim o casă, fraților. Ce casă ne place nouă să o invocăm pe Samara în ea? Let's go! Bun. Băi, știți cum o să facem? Deci fiți atenți. Noi să zicem, deci a zis că după ce o să fac asta și vreau să înceapă mitul, trebuie să fiu la 100 de blocuri. Deci aici stau eu. Hai să mergem la ultima casă, la ultima casă de acolo, ca să păstrăm distanța, da? Gen, ca să nu luăm o casă din mijlocul village-ului și după să ne ducem nu știu unde și Doamne ferește, nu mai găsim village-ul. Știi ce zic? Hopa! Uite, Iron pe jos. Ok, asta e de la Iron Golem. Bun, fraților, haideți să luăm ultima casă din village. Uite, asta vreau să fie casa în care se va spauna Samara. Este ușa deschisă, avem vreun chest, ceva aici? Nu. Bun, mergem aici și punem sign-ul Samara, come here. Punct. Deci fix cum scrie în carte, Samara, vino aici, vedeți, are și sign-ul aici ca să știe Samara unde trebuie să se ducă. Acum, deci facem totul ca la carte, fraților. Fix așa, fără nicio schimbare. După ce ai făcut asta, sparge tot interiorul casei ca să rămână goală. Spargem totul. Avem puține chestii de spart și drept. Bun. Și casa este complet goală înăuntru. Și după asta, trebuie să mergem în fiecare casă din village-ul ăsta și să punem un X. Let's go. Mergem aici, punem X. Uite, hai să punem X mare. X aici. Punem X aici. Încercăm, fraților, să nu spargem multe chestii. Hai să mergem și aici. Deci la fiecare casă. Sper să nu cumva să ratez vreuna sau ceva, Doamne ferește. X aici. X aici. Mamă, bă, sper să am destule sign-uri. X aici. Ok. În partea aia văd că nu este absolut nimic, deci mergem tot pe șirul ăsta. X aici. Așa. X aici. X aici. X aici. Și X aici. Bun, băie și fete. Deci cred că am făcut tot ce trebuia. Adică hai să facem așa un fel de verificare. Să vedem că, deci după cum puteți vedea, fraților, fiecare casă din acest village are un sign pe ea. Bă, nu știu dacă se pune și fântâna. Hai să pune și pe fântână. Ce o fi, o fi, fraților. Nu strică cu nimic, pune și pe fântână. În partea asta nu e nicio casă, nu? N-am ratat eu ceva. Bun, deci după cum puteți vedea, am respectat mitul 100%. Fiecare casă are un X pe ea și casa în care trebuie să vină Samara are aici Samara come here și o să-i deschidem și ușa. Sau hai să nu-i deschidem ușa, să lăsăm totul așa. Bun, iar acum a zis că trebuie să mă îndepărtez la minim 100 de blocuri de această casă. Deci băi, fraților, după calculele mele, eu cred că până la chestul meu sunt 100 de blocuri. Gen, am eu convingerea asta. Tare am impresia că sunt 100 de blocuri, sper să nu mă înșel. Dar hai să zicem, pentru siguranța noastră, o să mă duc, uite, mai în față, uite, o să mă duc după dâmbul ăsta. O să mă duc, uite, lângă apă. Vedeți acolo că e niște apă? Acolo o să mă duc. Hai că dă-o naiba, fraților, aici trebuie să fie, ia uite, la pumpkin-ii ăștia. Uite, după copacul ăsta. Aici 100% trebuie să fie 100 de blocuri față de casa lui Smaranda. Dar nu, uite, stăm, am trecut și malul. Smaranda, Doamne, Samara. Bun. Deci, am făcut chestia asta. Acum, băieți și fete, vom sta aici. Uite, o să-mi pun și pătuțul ăsta aici și o să așteptăm până se face
seară, ca după să mergem în village să vedem dacă Samara este acolo sau nu. Sunt chiar foarte curios, 100% sunt la distanță de 100 de blocuri, deci hai să vedem ce o să se întâmple. Bun, băie și fete, s-a făcut noapte pe harta mea de Minecraft și urmează să vedem dacă mitul Samarei a funcționat sau nu. Acolo în comentarii am văzut că la unii a funcționat și la unii nu. Doamne ajută să fim pe partea pozitivă. Deci după cum puteți vedea, am folosit la ceva acea torță pe care am furat-o din presupusa casa a Samarei. Am pus-o aici ca să nu fie nicio problemă. Bun. Haideți, fraților, să mergem în village. Haideți să respectăm mitul și să mergem în village. N-avem aici vreun super item, ceva să ne dăm un golden apple sau ceva de genul, n-avem nimic, a? Haideți să mergem în village să vedem dacă o să ne întâlnim cu Samara, care o să ne întrebe unde este. Ok, bun. Deci, momentan, n-avem nimica, nu se vede nimica, nici măcar n-a trebuit să se vadă. Hai să vedem în chest, poate ne-a lăsat aici o notiță în chest. Nu. Ok. Haideți să vedem. Bun. Momentan nimica, fraților. Uite, semnele cu X încă sunt aici. Ok. Trebuie să avem foarte, foarte mare grijă. Sunt curios de casa aia pe care am ales-o. Bro, casa nu mai e acolo. Ce, se vede ceva ciudat, bro, acolo în locul unde am ales noi casa. Ce se întâmplă? Ok, uite și villager, uite X-uri pe aici. Let's go. Bro! Oh my god, s-a întâmplat ceva cu casa, fraților. Ok. Holy shit. Cred că Samara este înăuntru. Deci vedeți, fraților, că s-a schimbat casa. Adică nai, s-au schimbat materialele din ce e făcută. Nu s-a schimbat ea că arată gen la fel. Bro. Și avem aici un sign. Where are you? Are you hiding? Nu mă ascund. Bro, nu e nimeni înăuntru. Băi, ce e asta? Băi, nu vezi că mă cac pe mine de frică. Băi, stați. Ok, deci a mers, dar unde-i Samara, băi? Where are you? Are you hiding? Samara a venit aici și nu m-a găsit. Ok, haideți o să o căutăm noi pe ea, fraților. Să vedem, poate e pe aici, man, dar nu văd. Cumva doar s-a schimbat casa și Samara nu a apărut. Sau să mergem pe partea asta? Credeți că dacă mergem pe partea asta, credeți că a sărit Samara malul? Nu cred, fraților. Oh my god, ok, ba da, cred. Oh my god, voi vedeți ce voi și eu, bro? Uite-o pe Samara în față. Aoleu. Bro, cum s-a mișcat așa de rapid? Nu poate să se miște. Oh my god, băi. Se teleportează. Uitați-o pe Samara. Mamă, dar ce rapid s-a mișcat către mine, că mi-a stat inima în loc. Oh my god, fraților, ce rapid m-a detectat. Jesus, bun, deci vedeți că nu auzim nimica de la ea, gen cum ne-ar întreba ceva, că ar fi niște sunete sau ceva. Asta, na, cel puțin eu nu experimentez chestia asta, nu vreau să zic că e falsă neapărat. Dar na, să încercăm să mergem așa, să întărâtăm puțin, ia să vedem. Ia, dacă mergem așa o să vină la mine? Ok. Ok. Ce se întâmplă, moare? Frate, ce se întâmplă cu Sam? Oh shit! Oh my god. Oh my god, oh my god, fraților. Samara vine după mine. No. Bun. Deci în apă nu poți să intri, sora mea. Bun, fraților, asta este Samara. Ia să zic că să ne apropiem de ea. Ok. Opa, ba, zici ceva. Oma. Fraților, se aude ceva. Samara? Bro? Voi, fraților, se aud niște chestii, dar nu se aude, gen, nu mă întreabă unde e.
Bun, băieți și fete, ăsta a fost mitul lui Samara. Mie mi-a funcționat, a fost ceva chiar foarte, foarte creepy. Dacă mai vreți să facem episoade cu creaturi creepy, scrieți la comentarii. Aaaa! Bro, e așa damage dacă e în apă, am înțeles. Dacă mai vreți să facem episoade genul, scrieți la comentarii. Eu am fost Marusian cu Vampa pe toți și sper să aveți o zi minunată. Baftă mâine la școală, pa, pa!